Discipolii lui Pitagora au fost punctuali la întâlnirea cu cifrele la ora 9, fără câteva minute, în sările de clasă ale Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica din Comănești, domnea o liniște deplină. Doamnelor și domnilor, concursul interjudețean a noua ediție desfășurată aici în Comănești este gata să înceapă. Viitorii matematicieni deja sunt cu ochii pe tablă pentru a afla care este primul lor subiect. Deși s-a adresat în special elevilor pasionați de matematică din estul țării, faima concursului i-a determinat și pe tineri din Constanța, Brăila sau Ploiești să-și încerce puterile minții într-un concurs cu un nivel de dificultate ridicat. Președintele Societății de Științe Matematice a României, Radu Gologan, a mărturisit că revine cu mare plăcere în Comănești. Concursul din acest an a fost cea de-a cincea ediție pe care o supervizează fostul olimpic internațional de matematică din anii 70. Nivelul concursului este unul serios, echivalent cu orice competiție de matematică importantă și, în fine, profesorii care participă sunt dintre cei inimoși, deci este o manifestare, să zicem, științifică, educativă, cu răsunet în România și cu răsunet în viitor. Directoarea Unității de Învățământ care a găzduit întrecerea cifrelor, Mariana Lucaș, s-a declarat bucuroasă de faptul că și această ediție a avut peste 400 de participanți. Dintre aceștia, 300 de elevi aparțin nivelului gimnazial și liceal, iar mai mult de 100 învățământului primar. Este un concurs național de matematică. Participă elevii în special din zona nord-est, dar avem și copii din sudul țării, avem de la Constanța, de la Brăila, avem și de la Ploiești. Noi suntem încântați să organizăm un astfel de concurs pentru că este și un schimb de experiențe între cadrele didactice, este și o socializare între elevii noștri din mai multe județe ale țării. Mariana Lucaș este convinsă că și ediția jubiliară de anul viitor, a 10-a din istoria colegiului, va fi una care va beneficia de o participare ridicată a viitorilor matematicieni.